La 4 luni de la instalare, stația de osmoză inversă de la Patarât este în sfârșit funcțională. Reprezentanții firmei care se ocupă de epurarea levigatului au vorbit cu echipa NCN în ce stadiu se află acum procesul de curățare a apei toxice. Unul dintre cele două bazine este plin cu levigat, iar al doilea este gol. Aparent, stația ar părea că nu funcționează, însă acum se desfășoară doar faza de colectare a apei otrăvitoare. Reprezentanții firmei Process Engineering au explicat că în acest moment, cu ajutorul unei pompe care este fixată adânc în muntele de gunoi, este adusă apa cu levigat în cele două bazine. Urmează ca în aproximativ 10 zile să înceapă epurarea apei toxice, iar apa curată să fie deversată în pârâul Zăpodie. Din cauza că autoritățile de mediu nu și-au dat acordul pentru depozitarea rezidurilor rămase în depozitul de la Patarât, materialul rezultat în urma epurării levigatului va fi trimis undeva lângă Ploiești. Deocamdată, la stația de osmoză inversă nu este curent electric. Alimentarea cu energie se face cu ajutorul unui generator.